Doi bicicliști din România și Olanda au pornit într-un tur ambițios de peste 3500 de kilometri din Sibiu până la Deventer. În călătoria lor, cei doi au poposit sâmbătă la Drobeta, Turnul Severin, unde s-au întâlnit cu autoritățile locale și alți 10 de bicicliști severineni. Cei doi cicliști au parcurs împreună un tur de aproximativ 10 km folosind infrastructura de pistă de biciclete a municipiului Drobeta, Turnul Severin. Am participat și noi ca oraș la acest eveniment. I-am ajutat să dea o tură prin Drobeta, Turnul Severin. Spuneam și spun în continuare că mersul pe bicicletă trebuie să fie o alternativă la mersul cu mașina. În toată Europa se dă avânt acestei activități. Sperăm că și la Turnul Severin oamenii vor înțelege și vor folosi acest mijloc de locomoție. Adina și Vuter Jansen, membri ai ONG-ului Eufemia din Șura Mare, județul Sibiu, au plecat din Sibiu pe 23 mai 2023 și vor pedala 3500 de kilometri până la Deventer, Olanda. Scopul lor este de a crește gradul de conștientizare cu privire la obiectivele de dezvoltare durabilă. Așadar, în timpul turului vor vizita bune practici locale de dezvoltare durabilă în orașele pe care le traversează. Călătoria lor este sprijinită și încurajată de ambasada Olandei în România. Adina are 45 de ani și Vuter are 50 de ani. După ce au trăit mai mulți ani în Olanda, s-au mutat în 2020 în România la Șura Mare. Pe lângă activitățile zilnice, aceștia dezvoltă și proiecte pe bază de voluntariat prin ONG-ul Eufemia. Misiunea asociației pe care o conduc este de a promova și sprijini dezvoltarea de servicii și activități sociale, culturale, educaționale și sportive. Ne-am propus să facem o călătorie de aproximativ de 3500 de kilometri. Am plecat pe 23 mai cu bicicletele de la Sibiu și preconizăm ca pe 6 iulie să ajungem în Deventer, destinația noastră în Olanda. Ce locuri ați vizitat până acum? Până acum am fost mai mult, primele 2-3 zile am trecut Transalpina, iar acum venim de la alaltă, ieri am fost la Petroșani, iar azi dimineața am venit de la Motru încoace. Vrem să creăm, să creștem conștientizarea pentru dezvoltarea sustenabilă și prin acest lucru, deci noi sperăm ca deci cât mai mulți oameni să ni se alăture pe bicicletă și este un lucru fantastic ceea ce se întâmplă acum la Drobeta, Turnul Severin, pentru că acesta este unul dintre scopurile noastre. Vrem ca lumea să descopere, poate unii, să descopere mersul pe bicicletă, să vadă mersul pe bicicletă este pentru toată lumea, oricine poate să facă acest lucru. Turul cu bicicleta se va termina la Deventer, Olanda, pe 6 iulie 2023. Inițiatorii proiectului Cycle for Global Goals spun că doresc să conecteze și mai mult Europa de vest și de est printr-un mod sportiv, dar mai sus de toate, sustenabil. Legătura devine și mai simbolică, deoarece orașele partenere de lungă durată, Sibiu și Deventer, sunt începutul și sfârșitul acestei călătorii.